Marcel este alături de mine și spun bun venit acasă, Marcel. Salutare! Tare frumos, tare frumoasă producție video și o piesă extraordinar de frumoasă, care a stat așa undeva depozitată, frumos, ascunsă și acum ai scos și ai făcut așa, și ai suflat-o de praf. Da, i-a venit timpul. Asta e, nu știu... Dar de ce a stat așa de mult? Păi au fost COVID, chestii, trestii și... Cred că trebuia să apară piesa la timpul potrivit. Și uite că a fost timpul potrivit acum. Așa, da, așa este. Și producția video, cu cât timp ați reușit să o faceți? Producția video am filmat puțin prin februarie, după care am mai filmat prin aprilie. Deci a durat, nu a fost o zi, două. A durat ceva, da. A durat ceva. Până s-a montat, până a apărut produsul final, cumva a mai durat ceva timp și uite că... Dar eu vreau să aud totuși poveste din spatele cântecului. Dar nu are o poveste, adică nu e legat cumva de viața... De o trăire de-a ta. Da, nu are nicio legătură cu viața personală. E pur și simplu... băiatul cu care am făcut această piesă, cu care am colaborat... am ajuns cumva amândoi la același numitor comun, că ar trebui să fie o piesă de despărțire sau sound-ul duce mai spre o nostalgie. Se cere. Da, ceva publicul de genul. Publicul cere asta. Da. Și am rugat un textier, Irina Cupco, care a mers pe varianta noastră și uite că a făcut textul pe care îl are piesa acum. Piesa este foarte, foarte frumoasă, așa, într-adevăr. Te atinge acolo undeva și ai niște trăiri, poate. Dar ce mai face Marcel Roșca, sau ce face Marcel Roșca după X Factor? Pentru că ai avut o prestanță, ai avut o prezență acolo, ecourile au ajuns și la noi. Păi după X Factor am fost la o grămadă de concursuri după asta. Nu știu, am dat eu prin 2018, am dat-o în boala concursurilor, știi? Așa. Bine, că au fost cu succes. Hai, spune-ne, au fost cu succes. Poate cei de acasă nu cunosc multe lucruri. Păi în 2018 am fost la Slavianski Bazar. Așa. Și acolo am luat Grand Prix. Eu știu, cei de acasă nu știau asta. În fine, nu mai contează. În 2018 au fost 3 concursuri la rând și la toate am luat Grand Prix. Am fost în Portugalia la un concurs unde la fel am luat Grand Prix și deci, am mai fost... Deci nu mai înscrieți pe Marcel Roșca la niciun concurs, că vine cu Grand Prix-uri acasă și mă ia el premiile. Da, cam așa, nu știu, acum să lăsăm modestia la o parte. Cred că nu știu. Așa. Și am mai fost implicat într-un proiect în România, la fel un show televizat, dar Marcel Roșca, hai să spun, în afara concursurilor, cântă la ceremonii, la petreceri, ca un ca lucru. Majoritatea, da? Da, ca majoritatea. Și mai cântă și la mănăstire. Iată, asta n-am știut-o, ia spune-ne. La slujbe. Da, cânt la mănăstire la Horești. Așa. Și acum sunt și dirijor. Vai, e frumos. Băi, uite, n-am știut de... Și cum este, uite, această trecere de la muzica pe care, comercială pe care o aduci publicului cu cea religioasă de mănăstire? Pentru că e totuși diferită. E diferită și eu fac cumva abstracții până la urmă, pentru că acolo scena e scenă și cumva partea cu mănăstirea, cu slujbe și toate astea e cumva mai mult pentru... Pentru suflet. Pentru suflet, da. E mai mult personal, hai să spun așa. Și eu o fac cu mare drag, cu mare plăcere de fiecare dată. Deci în fiecare duminică te duci la... Da, da, bravo. Da. În fiecare duminică, la fiecare sărbătoare mare și tot așa. Superb, superb. Eu mai am așa o curiozitate. Artiștii acum, de obicei, în perioada sărbătorilor, sunt destul de ocupați. Sunt antrenați în diferite evenimente. Care sunt planurile tale pentru aceste sărbători frumoase de iarnă? Știi, eu cred că de ceva timp, nu mai știu cât timp, încerc de fiecare dată la sărbătorile astea mari, mai bine să stau acasă. Așa este. Dar
dacă am, nu știu, vreo ofertă, ceva pe care n-aș putea să o las la o parte, desigur că accept. Bine, acasă, pentru că acum ai și familia ta, ești bărbat așa la casa lui, cum s-ar spune, și tu mi-ai spus de concursuri, tu mi-ai zis de mănăstire, eu totuși vreau a capela, vreau ceva să ne cânti acum în emisiune, așa scurt, te rog frumos, pentru că tot venim, discutăm și se dau cum, aceste producții video, dar... să fii la atâtea concursuri, să iei Grand Prix, eu n-am să te las până n-ai să ne faci o acapela, n-ai să ne gânți o acapela. Păi dar stai că mă luat prin surprindere și măcar nu știu ce să scânt. Nu știu, un Jingle Bells dacă de Crăciun sau orice așa, repejor. Nu, o să cânt ceva mai abstract. Each and every moment without you is a moment thinking about you, and I know nothing will never be the same. Waiting a lifetime to find you, it's for a stay right beside you. I won't let it slip away. Ce voce melodioasă și blândă ai. Exact o discrepanță între vocea masculină pe care o ai atunci când vorbești și cu vocea care cânt. Sau poți și mai grav. Nu mai știu cum se numește în limbajul ăsta. Da, poți și mai grav. Așa, perfect. Tare faină, Marcel. Eu îți mulțumesc pentru prezență. Eu, în calitate de public, de spectator, îți mulțumesc pentru producția video și pentru acest cântec. Mai ales că acum, în ultima perioadă, oamenii tot încearcă să asculte piesele locale, a cântăre. Și noi chiar așteptăm, pentru că avem de unde, da? Da, avem nu știu, la o perioadă scurtă de timp, nu știu cât o să mai dureze, o să mai apară încă o piesă. Noi o așteptăm acasă aici la noi, să vii cu ea și să vorbim și despre acea piesă. Și îți mulțumesc pentru discuție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să revin de fiecare dată cu mare drag. Cu drag.